Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru îmbărbătarea noastră și pentru zidirea noastră, cuvântul în limba română, va fi din 2 Samuel, capitolul 16, versetul 5. 2 Samuel 16, cu 5. Să ascultăm acest cuvânt. Și când împăratul David a venit la Bahurim, iată, de acolo a ieșit un om din familia casei lui Saul, al cărui nume era Shimei, fiul lui Gera. El a ieșit și a tot blestemat pe când ieșea. Amin. Și acest cuvânt este din Scriptură și este de natură să ne învețe. Este pentru noi. Pasajul biblic pe care l-am citit face parte dintr-un context larg în care casa lui David a fost asaltată de, am zice noi în termenii moderni de astăzi, o tentativă de lovitură de stat. Absalom, fiul său, s-a ridicat împotriva lui, vrând să ajungă împărat în Israel. În împrejurarea aceasta, David a luat o măsură înțeleaptă pentru timpul acela, a ascultat de sfătuitorii lui și s-a retras cu cei care erau de partea lui ca să nu se producă un război civil în Israel. Dar cei care cunoașteți Sfânta Scriptură și istoria biblică, știți foarte bine că înainte ca David să ajungă împărat, primul împărat în Israel a fost Saul. A fost o grabă pe care evreii au forțat-o. Au vrut să fie ca toate neamurile. Au vrut să fie ca toate regatele din jur. Și de aceea au cerut profetului Samuel ca să aibă un împărat, așa cum au toate neamurile. Lucrul acesta n-a plăcut Domnului și nici nu putea să placă Domnului, pentru că era contrar a ceea ce Dumnezeu a promis în paginile Sfintelor Scripturi, când a zis că atunci când va aduce un împărat în Israel, la timpul potrivit, lucrul acesta se va întâmpla sau va avea loc doar din seminția lui Iuda. Noastră, cum am zis, cunoașteți istoria biblică și dacă vă uitați în istoria biblică, vă aduc aminte un lucru pe care vi-l spuneam la timpul potrivit. Era o lege care funcționa în Israel și care spunea așa, că un străin nu are voie să intre în templul Domnului și să aducă jertfă, să slujească în templul lui Dumnezeu. De asemenea, legea spunea ceva foarte interesant, și anume că dacă se întâmpla să se nască un copil dintr-o relație nepotrivită, și relația aceea nepotrivită fiind incestul, persoana aceea născută pe această cale nu îi se permitea să ajungă să intre în cortul întâlnirii și nici să aibă poziție de conducător, de lider. Israel era fără lider și de aceea, dacă vă uitați bine în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine, Israel s-a grăbit ca să
își pună un lider după gustul lor, după inima lor. Și liderul acesta l-au găsit în persoana lui Saul. Și de aceea, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim scris și când ne uităm în istoria lui Rut, din care se trage David, că istoria aceasta a lui Rut este revelatoare pentru noi în ce privește instaurarea dinastiei iudaice, mai degrabă acelei davidice. Pentru că, așa cum spuneam, fiul născut prin incest nu putea să intre în templul lui Dumnezeu și nu putea să fie lider timp de 10 generații. Trebuiau să treacă 10 generații pentru ca, dacă vreți, ADN-ul să se schimbe, să se purifice și din nou generația să fie pură și curată înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă duc din nou cu gândul la acest adevăr pe care îl vedem și apoi mă întorc la textul nostru. Uitați-vă în Rut, capitolul 4, de la versetul 18. Acestea sunt generațiile lui Farez. Farez sau Pereț a născut pe Hesron, 2. Hesron a născut pe Ram, 3. Ram a născut pe Aminadab, 4. Aminadab a născut pe Nahshon, 5. Nahshon a născut pe Salmon, 6. Salmon a născut pe Boaz, 7. Boaz a născut pe Obed, 8. Obed a născut pe Ișai, 9. Și Ișai a născut pe cine? Pe David. Iată că a 10-a generație din Iuda se naște. S-au grăbit evreii cu o generație mai repede și l-au pus pe Saul, împărat. Dar Dumnezeu a promis rege din David, din Iuda, nu din Beniamin. Și s-au grăbit, încă nu putea să fie un lider din Iuda, pentru că trebuiau să treacă 10 generații, aceasta mergând pe linia întâilor născuți, așa se calculează. Și David este a 10-a generație care ajunge apoi să fie împărat și din el să se nască după trup Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În textul pe care l-am citit astăzi, când Absalom face această tentativă de lovitură de stat în Israel, David se retrage, se ascunde, se retrage din fața mulțimii care s-a aprins și un slujitor din dinastia lui Saul îi iese în față și îl acuză pe David cu tot felul de lucruri, de crime, de sânge și îl blastămă și se folosește de ocazie ca să îl umilească. Situația nu s-a schimbat în lumea noastră. Cel rău se folosește de orice ocazie ca să te umilească pe tine sau pe mine, să te lovească pe tine sau pe mine și să te descurajeze să rămâi în planul Domnului, să rămâi în ascultare de Dumnezeu. De aceea ne vom uita la acest verset, versetul 5 din 2 Samuel 16 și vom învăța un mesaj scurt pe care l-am intitulat Strategia răului. Strategia răului. Să nu te surprindă când cineva se ridică împotriva ta. Să nu te surprindă. Cel rău are o strategie să te trântească la pământ și mai ales să te descurajeze să mai crezi în Domnul, să mai slujești pe Domnul. Vine cu o acuzație, vine cu o boală, vine cu o neputință, vine cu tot felul de lucruri pe care vrea să le folosească împotriva ta. Uitați-vă în versetul nostru la trei lucruri pe care cel rău le ridică și le folosește împotriva ta sau a mea ca să te descurajeze pe drum. Eu cred că este important lucrul acesta pentru că sunt oameni care au zis m-am săturat, ajunge cât am făcut, mi-ajunge cât m-am străduit, nu m-a înțeles, nimeni nu m-a apreciat, nimeni sau
puteam să mai fac, dar s-au ridicat. Alții sau puteam să se întâmple cu tare lucru sau cu tare lucru, dar a intervenit problema aceasta. Uitați-vă ce face cel rău. În primul rând, timpul răului. Și când împăratul David a venit la Bahurim, iată, acolo a ieșit un om din familia casei lui Saul și mei. Timpul când cel rău vine împotriva ta este atunci când ești mai vulnerabil. David este în retragere. Vrea să evite, cum spuneam, un război civil. Vrea să evite vărsare de sânge nevinovat. Când cel rău se uită la tine sau la mine, atunci când ești mai vulnerabil, vine și te atacă. Și vei fi surprins pe cine folosești, împotriva ta sau împotriva mea. Vei fi surprins de metoda pe care o va folosi o, dar timpul de obicei este acesta, când ești cel mai vulnerabil. Deci timpul răului este în vulnerabilitate. În al doilea rând, tipul răului. Ce fel de rău dezvoltă cel rău împotriva ta? A ieșit un om din familia casei lui Saul, al cărui nume era Shimei, fiul lui Gera. El a ieșit și a tot blestemat pe când ieșea. În cazul de față, tipul de rău pe care diavolul l-a ridicat împotriva unsului lui Dumnezeu, din care trebuia să se nască Mesia, Iisus Hristos, este cuvântul rău, blestem. Ori în societatea în care noi trăim, aceasta este de-a dreptul o pandemie mai rea decât COVID-ul. Pentru că internetul este plin de oameni din neamul lui Shimei care nu știu altceva decât să latre toată ziua și să vorbească lucruri la adresa ta, la adresa mea, la adresa familiei tale, la adresa familiei mele, să caute, să născocească și să aducă împotriva ta și a casei tale sau împotriva mea, a casei mele, lucruri pe care după ce sunt aruncate este greu să le mai strângi. Și acest Shimei, în fața oamenilor care erau cu David, face lucrul acesta. Nu pune în calcul, răul de tip Shimei nu pune în calcul că vine vremea să-i vină vremea, dacă nu se pocăiește. Și din istoria biblică știm că i-a venit vremea, pe timpul lui Solomon. Nu vrem la nimeni să-i meargă rău pentru că a făcut rău. Cuvântul Domnului spune limpede, doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum, zice Domnul. Nu doresc eu mai degrabă ca el să întoarcă la mine și să fie mântuit? Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să vedem că am păcătuit, să vedem că am greșit și să ne mărturisim și să ne lăsăm de păcat, bineînțeles. În situația aceasta, Shimei n-a făcut lucrul acesta, deși i s-a oferit o șansă. Atunci când Solomon a ajuns împărat. La cuvântul lui David, Solomon a luat măsuri pentru că Shimei putea să fie din nou o problemă pentru regatul lui Solomon. Dar Shimei n-a știut să respecte, n-a știut să trăiască în pace și n-a știut să asculte. Asta este un lucru foarte rău. Deci tipul răului este cuvântul. Aduceți-vă aminte de Ieremia, pe vremea lui. Este uimitor că preoți și profeți, nu oameni de rând, au zis, haidem să-l omorâm. Haidem să-l omorâm. Până la urmă s-au gândit că asta este prea de tot. Și atunci au născocit altceva. Ce au zis? Haidem să-l omorâm cu vorba. Că nu o să piară lucrarea Domnului din lipsă de proroși sau de preoți. Uită-te că lucrarea Domnului duce lipsă de profeți, de păstori, de preoți. Sunt puțini cei care lucrează cu adevărat. Sunt puțini cei care lucrează cu dăruire. De aceea trebuie să-i înconjurăm cu dragoste pe cei care lucrează
și să fim un sprijin pentru ei ca să nu-și facă lucrarea suspinând. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în strategia aceasta a răului, după ce am văzut timpul răului, când ești cel mai vulnerabil, tipul răului, cazul de față, cuvântul, asasinarea caracterului. În al treilea rând este tenacitatea răului. Cuvântul aici spune, el a ieșit și tot blestema. O ținea și mei într-una. Sunt oameni care sunt tenace în afacerea, nu se pot opri. Turăie, nu-mi cer scuze, ca o moară stricată. Turăie într-una, nu se pot opri. Până când le iese în cale unul care spune, ajunge. Să nu se întâmple cu tine sau cu mine lucrul acesta. Să nu fim oameni care să fim niște elemente în mâna celui rău pentru a defăima pe frați și pentru a defăima lucrarea Domnului. Să ne ferim în aceste zile, pentru că sunt zile rele, spune Apostolul Pavel. Și mai degrabă să ne rugăm Domnului să fim niște vase de cinste în mâna lui Dumnezeu, ca prin noi, prin cuvintele noastre, semenul nostru să se zidească, familiile să se zidească și biserica Domnului să se zidească. În loc de strategia răului, să învățăm strategia binelui a Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.